Thulium Fiber Laser, o nouă tehnologie în domeniul laserelor ce pot fi utilizate în urologie. Acest nou tip de laser poate fi utilizat atât în fragmentare, în litotriția calculilor, a pietrelor, cât și în țesuturile moi, țesuturile prostatice sau tumorile vezicale sau ale căilor urinare superioare. În acest caz, vorbim de un pacient cu un calcul de 9 mm cu o duritate crescută, un calcul mixt de calciu oxalat monohidrat și dihidrat, unde s-a folosit o fibră de 150 de micron, ceea ce a permis o manevrabilitate mult mai ușoară a camerei flexibile și, bineînțeles, o plajă mai mare a setărilor, lucru permis de această nouă tehnologie. La fel ca laserul Holmium, Thulium Fiber Laser sau laserul fibră este un laser de contact cu o penetrabilitate redusă. Este considerat un laser de înaltă frecvență, putând fi setat până la 2400 de Hz, ceea ce la laserele obișnuite Holmium frecvența nu poate să depășească 80-100 de Hz. Are o absorție mult mai bună în mediul lichid, în apă, și cu o temperatură intrarenală la fel de redusă ca cea a laserului de tip Holmium. Thulium Fiber Laser prezintă o eficiență maximă, utilizează energie redusă cu frecvență crescută pentru transformarea în praf a calculului, mult mai rapid decât laserele utilizate până la acest moment, în special laserul Holmium. În funcție de duritatea calculului, în urma litotriției cu acest tip de laser, fragmentele rezultate sunt de foarte mici dimensiuni.